Am ajuns în gara asta, Larkin Central. Ăsta mi-e biletul. Vedeți că și dacă luați online, trebuie să mergeți la niște case unde găsiți scris ticket online, să vi-l dea în format fizic. Ui, noni, ăsta mi-e autobusul. Bă, uitați-vă, ăsta e autobus, fraților. Uitați-vă ce scaun, ce spațiu ai, mă. 36 de lei pentru 5 ore. Am oprit o leacă aici, într-o parcare. Hai că mă duc la Buda, mă. Mama mea. Am cam ajuns pe aici, pe Kuala Lumpur. Am făcut vreo 4 ore și ceva cu autobus. Am ajuns la terminalul de autobus. Opa. Băi, frate. Uitați-vă ce gara au aici, frate, numai de autobus. Noni, de aici e un taxi, vreo 18 lei m-a costat, e super ieftin, e ca Uber-ul, dar se numește Grab la ei. Și, nu știu, mă duce 20 de minute, 30, cam așa. No, bine, hai că eu nu știu ce tren de aici, ni. Mi-au dat în loc de bilet din ăsta, mă, monedă din ăsta. Ba, acolo la Grab mă făcea să aștept 20 de minute după un taxi. Nu, pe ăsta îl iau. Mă, bună-i! Deci cred că într-unul din blocurile astea 2000 apartamentul, la etajul 30, zice. Nu, am ajuns. Făinuț, vreo 30 ceva de euro pe noapte. Bună. Deci, bă, frate, nu exagerez, nu găsesc baia, mă. Hai să vă arăt. Deci aici am ui, aici am mașina de spălat. Frate, cum să n-am baie în apartament, mă? Asta e camera și ăsta e dormitorul. Și unde e baie, frate? Deci pe bune că n-am baie, mă. Doamne, dar n-are cum să nu fie baie, mă. Bă, dar ce e asta? Asta e? Bă, ești... Frate, dar cum e aici? Nimă. Bă, deci nu mi-a venit să cred, mă, dar cum e, frate? Eu am crezut că asta... A, uite că e lat asta, mă. Bă, mai rar, n-am mai pățit în viața mea așa ceva. N-o bune. Pui, ce am place să mănânc aici, m-am mutat, am un alt apartament. Că ieri, nu știu dacă ați văzut live-urile alea de pe Instagram, că nu merea mașina și am mi-o dat altul în care merea mașina de spălat. Măi, azi nu știu dacă apuc să mă duc să mânc undeva, am o văd că e mai sărin, dar tânoros a fost și tot o ploaie, gen jumătate de oră sărin, două ore de ploaie și tot așa, deci nu apucam să mă duc nicăieri, nu. O-mi vedea mai de sară atunci. Ui, na, hai că am ieșit. Mă duc am să mânc undeva, nu știu care e faza, că aici trece că ploaie și de fapt nu ploaie, ne. Deci dacă vă uitați la certă-te, e noros. La vreme zice că ploaie pe Google și când colo de fapt nu ploaie, nu. Deci mă duc să-mi încerc, am un norocul. Este aici street food, la vreo 10 minute de mine. Faza care e că mi-am cam luat țeapă din cauza că eu înainte să vin aici m-am uitat, zic hai să mă uit la Thailanda să văd cum e vremea. Și aia ziceau că au sezonul ploios, nu știu, din februarie încolo și am unul ploaie, nu. Și normal nimic că e diferență între două țări, că Malaezia și Thailanda practic sunt două țări învecinate, știi? Și în Malaezia efectiv am uit sezonul ploios și în Thailanda nu ploaie și peste câteva luni s-au schimbat, a fi în Malaezia uscat și dincolo a ploaia. Atunci ce să fac, frate? Să trec granița în Thailanda și dintr-o dată n-am mai ploaia sau ce să fac? Deci e ridicol, adică e ca și cum ar ploia în România, dar în Ungaria n-ar mai ploia, adică n-are niciun sens.
Deci mi-am luat țeapă cu alea. Deci când veniți în Asia, uitați-vă la fiecare țară când are sezonul ploios, că nu-i pentru toată Asia sezonul ploios, cum să zic. Ia uitați-vă ce străzi au aici în Kuala Lumpur. Bă, deci chiar m-am uitat, mă. Chiar m-am uitat, mă, pe Google și Malaezia e un fel de România din Asia. Adică ei au țările lor bogate, nu știu, Japonia, Coreea, Singapore și apoi vine Malaezia. Deci ăștia au minimul pe economie exact ca noi, 1500 de lei. Un euro e 4,7 ringgit ăsta malaezian, leu e 4,9, deși moneda e asemănătoare. Da. Prețurile sunt asemănătoare. Deci poate un pic la cazări mai ieftin și unele feluri de mâncare îs mai ieftine aici. De exemplu, apa, un litru jumate e la 2 lei. Da. Numai dacă compar Kuala Lumpur cu București, ai că n-ai ce să compar. Uite-te cum numai zgârie noris pe aici, frate. Și aici vin la fel cum vin amușii la noi, adică vin în toate țările, filipinezi, indieni, pakistanezi, nu știu care fac, deci vin și lucrează aici. Da. Mă, fiți atenți, aici e street food-ul ăla, e o stradă de asta, cred că lungă de un kilometru, numai mâncăruri amus cam închise, vedeți, noaptea sunt deschise. Băi, frate, dar vreau să văd dacă mai se ia deschis cu Wagyu steak. Aveau, îți dădeau bucățele de alea mici, gen la 10 lei o bucățică din aia s-o mânci. Chiar ești curios dacă îți deschiși amul. Dacă nu, ai venit mai de seara. Stai, mă, că nu știu unde e să ia, frate. Aici erau de fapt. Nu mai văd. Dar ce era unde? Cred că nu ori deschis încă. N-o las pe-ai vedea. Mâine, mai de seara. Aici erau, mai încoace. Hai să mânc undeva, frate. Deci aici e plin seara. Plin, plinuț. Uitați-vă aici, mi-am luat mango și alea. Un pahar de ăsta e 5 lei. Nu m-au și căpșun, frate. Ah, ce bine mi-era să facem. Deci asta e viața, frate, să fie deschise tot timpul. Vă dați seama. Uitați-vă aici, fructe de mare. Hello, Gambos. Hello, hello. Hello, hello. Carp, steamed fried barbecue, lobster, king brown. No, I'm king just brown, looking. Thank you. Just looking, no eating. Maybe no eating. Later. No eating, no food, just so much. Yeah. Perfect. Yeah, vinia aici. Ok, vinia aici. Hai să vă arăt aici, ăștia fac numai bacon. Hello, hello. It's very hot. No, no hot. Sometimes you eat your breakfast. Maybe you eat bread. You can put in your bread. Yeah. Some, lettuce, very nice. Ah, okay. Ah, one bread, one piece only. Yeah. Ah. Okay. Thank you. Thank you. Ați văzut cum făcea baconul ăla? Mama mea. Nu stai să văd aici, frate, ce așa. What do you recommend? This one is the famous crispy deep fried garlic prawn. And this one also famous deep fried prawn filter, chili and the dry butter prawn. Oh, okay. So famous. So it's small, 33, 43, okay. And black pepper beef, sesame honey chicken. You from? Romania. 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 No. Ne, mi-au adus mango juice. Mango juice. Ba, aici sunt cam scumpe, tăche, mă, vreo 40 de lei shrimp aia, vreo 10 lei, de fapt, orez, om vegana. No, fiți atenți că mi-au ajuns toată mâncare. Vă plac ăștia? Crevețașii. Și ăla e bineînțeles fried rice, adică orez fript. Mango și hai să băgăm. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Asta e făcut cu ou, bă, uai. Excelente.
vedem. Și în pișoare așa. Hai să-i scotem de acolo. Nu-i cărniță din asta. Parcă ușurel picant. Ne. O la la. Vreo 60 de lei costă tot. Tot ce vedeți acum. Nu ieftin, dar zic că Malezia asta e cam ca România. Ne. O la la. Băi, picană, nu. Ăștia doi deja i-am dat gata. Eu am o păște la zlă, la rânduleț. Băi, să chiuc, e lup scoște am bine. Și am o când nu mai dau din coadă, trebuie să mă lup cu ei. Uitați, ăsta cred că e ardeiul ăla super picant. Că în rest e numai ceapă. În rest e cam ce treabă. Bă, frățiu, dar ce e așa de greu? Bă, dar mi-au pus ăștia. Wow. Câți mi-au pus, frate? 10 aici. Nu pun sare peste tot. Nu vine să cred. Bă, data viitoare nu cred că mai am avut ăștia. Nu mă chinez, mă. Hai să vi mai arată așa nouă. Mai am 1, 2, cred că vreo 3 mai am. Și-i gata. Băi, frate, mă chinesc prea mult, mă, fie. Nu mai îmi iau de ăștia, gata. Ultimul și gata. Gata, ăsta e ultimul. Pui! M-am luptat o leacă cu ei. Ce să zic, mă? Bunuță mâncarea, nu mi se pare, nu știu ce am. Da, puteți băga lejer o dată. Mă vedeți că vă faceți ca bibolii pe mâini și pe toate cele. Na bine, hai că mă duc de pace. Ui, na bine, mă, hai că am băgat. Mă duc, am o cătăcasă și poate vin mai de sară. Vreo 65 de lei o costă atât. Vin mai de sară, mă, vreau să vă arăt Wagyu beef ăla. Trebuie să-l vedeți și am văzut că au și japoneză, mă, și australiană. Și mă duc odată la un restaurant să mânc numai Wagyu beef de la original. Am, nu știu dacă e exact japonesc, sper că mă duc odată în Japonia să bag de la japonez. Am, nu știu exact ce-s astea, dar, bă, o să mânc și aici, să văd care-ți fac. Băi, na bună, e o nouă zi, ne, am o vreme faină pe aici. No, amu mă duc la cea mai cunoscută piață de aici, din Kuala Lumpur, găsesc de tătici acolo. No. Băi, frate, de aici nu sunt trotuare, mă. Mă duc la Central Market, așa îi zicea. E chiar în față, vreo 10-15 minute de mers pe jos. Aseară am fost să-i caut pe aia cu Wagyu beef, dar nu mai erau acolo, nu știu pe unde s-au dus. Aici e netul foarte ieftin, nu știu dacă v-am mai zis, față de Singapore. Deci aici zi cu 10 euro o lună de zile net, nelimitat. No, asta e zona, o lecuță mai istorică, cred că. Mai am o leacă până la Central Market. Bă, frate, sper să nu fie șerpi în copaci, mă, că am citit că sunt șerpi care stau în copaci și când treci pe dedesubt, sar pe tine, mă. Dar nu știu exact cum sar pe tine, că nu cred că au aripi sau din alea.
Eu tot mă uitam în sus, dar nu văd să fie share post din aia. Bă, dar unde e marketul ăla, frate? Stai, am uitat. Nu știu ce-i pe aici. Nu, no, asta e, da. Dar văd că înăuntru e de șties, dar nu știu pe unde e intrarea. A, poate are o intrare numai, gen, nu poți intra pe cine. Bă, încă am găsit, fiți atenți. Făinuță, nu? Să vedem dacă găsesc XXL, măcar. Casetăche strâmche, mă, de numai, zici că-s făcute pentru copii de 14 ani. Bă, dar nu-i mare marketul ăsta, am crezut că e mare, dar e destul de mic, gen, nu știu, ca o piață de la noi. Numai, probabil, fiind în centru, e cunoscut atâta. Ui, noni, 50 de lei tot outfit-ul. 30, 20, n-am mai stat să negociez, am un poche mai scădeam o leacă de... Dă-le încolo, nici n-au mâncare acolo. A, bine, hai să căutăm undeva mâncare, mă. Deci aveau numai restaurante, n-aveau street food ăla. Nu, no, uitați, ăsta e alt market, nu? Ăsta e pe Tiling. Aici, asta e mai mare, mă, aici trebuia să vin prima oară. Hai să vedem ce mâncăruri au băieții pe aici. Băi, închisă. Bă, nu găsesc mâncare, m-am crezut ca așa. Aici cred că, wow, șobolan. Băi, prinde șobolan. Hai să ies de aici. Mă, să nu fie alt șobolan pe aici. Îmi place zona asta. Șobolanul. Strâcă-te, să știe că vin să se dea din față, nu fie. Bă, zici că e veceu aici. Mă, hai că s-au dat numărul atacat. Mă, hai să vedem niște prețuri, frate. Hai să vedem, adică. How much is this? 85. This is Gucci? Yeah. 85, adică 85 de lei. Nike sau Adidas sau ce era ala. Ui, nici ce-i pe aici. Where do I pay? There? Bine, hai că mi-am luat de aici, frate, n-am înțeles exact care e faza. Gen, meri, spui tu, îți alegi de tăche și după aia plătești la sfârșit. Dar nici măcar nu știu exact cât plătești la sfârșit, frate. Mi-au dat ei orez, mi-am luat din astea ni ouă, de-astea spicy, probabil. Ceva chep de pui, asta probabil e carne de vită. Asta probabil iar e pui, asta. Mi-am luat în fiecare câte o leacă, hai să băgăm. Bă, mi-am dat jos chimea așa aia, că mor de cald. Hai să vedem. Bă, n-au apă aici, mă. Mânc așa pe sec. Ăsta nu-i pui, nu știu ce. Dacă cred că e vițica. Hai să băgăm și... Bă, greu să tai asta. Asta cred că e un fel de all you can eat. Bunuță mâncare.
Aveau mult pește acolo. Trebuie să încerc o dată. Bă, ți-aș băga un cola, mă. Și un pic de apă. Wow. Nu-mi vine să cred. Hai să vă mai arată alea, că așa nu. Am mă gândesc numai la apă. Cum e posibil să n-ai apă aici, frate? Adică toată lumea vrea apă. Toată lumea vrea cola. Toată lumea vrea Mountain Dew. Bă, deci acum mă gândesc numai la Mountain Dew. De când am venit în astea, n-am băgat Mountain Dew. Da. Ăsta e puișor de la Cala Chef. No, bine, mă, tot a costat 13 lei. Da. Un fel de all you can eat cu 13 lei. Hai că mă duc aici să văd dacă găsesc un Mountain Dew, că vă zic sincer că cred că beau atâtea sticla dacă găsesc. Asta-i... deci asta-i Kappa Kappa 24, varianta maleziană la 7-Eleven. Vedeți, are exact aceleași culori. Doamne, de să aibă Mountain Dew, că te tâlbac, frate. Nimă, cred că au aici, ha? Bă, dar ăștia n-au Mountain Dew, mă. Seven Up, au? Pepsi, atunci. Stai, frate, Seven Up, să n-ai Mountain Dew. 3,50 lei. N-au Mountain Dew, no? Mountain Dew. Mountain Dew? Ia, ia. No, bine, hai să vedem Pepsi Malaysia. Se îngheață creierul. Mă, e bunuț. Nu e așa de dulce ca la noi și parcă are mai multe arome decât la noi. Că ăla unguresc. Sau ăla de, nu știu, Germania. No, bine, mă, cam atât a fost pe ziua de azi. Mâine mă mut în alte zone din Kuala Lumpur. Trebuie să mă duc o dată și la un restaurant cu wagyu și din alea. Deci am mâncat atunci în clipul ăsta o lunecat și atunci ne auzim data viitoare.